Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugăm pentru mila, viața, pașa, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, pelerini, la această Sfântă Biserică și închinători la aceste Sfinte Icoane, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și iubitor de oameni, Dumnezeu este slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Dragilor, pentru multe dumneavoastră care mâine aveți serviciu, este ultima închinare la icoana Maicii Domnului Kazanskaya, pentru că mâine de dimineață va pleca către mănăstirea, se va întoarce la mănăstirea Sitaru. Pentru alții este reîntâlnirea cu Maica Domnului, pentru că mulți ați mai regăsit acolo o mănăstire. Pentru alții este reîntâlnirea cu Maica Domnului de la Poceaiu, pentru că ați mai reîntâlnit-o pe Maica Domnului aici în parohia noastră. Icoana aceasta o scoatem la închinare, la sărbătorile mari și la praznicile Maicii Domnului. Și atunci când săvârșim paraclisul Maicii Domnului. Pentru alții între dumneavoastră este reîntâlnirea cu Dumnezeiești părinți, fie că v-ați reîntâlnit cu ei în această icoană care este pictată chiar de un preot, fie că v-ați reîntâlnit cu ei în icoana istorică și făcătoare de minuni din Sfânta Biserică, unde Sfinții Achim și Ana sunt zugrăviți de mai bine de 250 de ani
și de tot de 250 de ani statornicesc în biserica noastră și icoana aceasta a adus multe binefaceri și multe rugăciuni împlinite credincioșilor care și-au plecat genunchi smerit de rugăciune la Sfinții Ioachim și Ana și la Maica Domnului, pentru că ați văzut fie că este icoana aceasta zugrăvită, fie că este icoana de biserică, Maica Domnului nu lipsește dintre Sfinții Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana. Pentru că este un vlăsar, așa cum o vedeți și aici, crinul ce răsare între Sfinții Părinți, sau așa cum o vedeți în icoana istorică din biserică, care străjuiește catapeteasma bisericii, crinul înflorit care a dus bună mireasmă întregii umanități, omenirii. De aceea vă îndemn, vă spuneam, vă îndemn să lăsați în această seară toate necazurile înaintea icoanei, să spuneți bucuriile voastre și împlinirea rugăciunilor înaintea Maicii Domnului, să fim sinceri, așa cum spuneam și aseară, să fim sinceri cu Sfinții pe care îi întâlnești cu Maica Domnului, pentru că dacă nu vom fi sinceri cu ei, în zadar. În zadar prezența noastră aici și în zadar rugăciunile noastre. Sunt singurii pe care nu-i putem minți. Singurii pe care nu-i putem păcări că îi iubim sau că cerem vindecare în schimbul la ceva. Lăsați ceva în schimbul vindecării aici. Lăsați una dintre patimi aici, lepădați-o. Lepădați-o aici în fața icoanei ca să primiți în schimb ceva de la Maica Domnului și de la Sfinții și Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana. Este și vremea mulțumirilor și noi vă mulțumim pentru că iată, în aceste trei zile de vineri, sâmbătă și astăzi, duminică, și unii vor mai fi și mâine, necontenit ați fost aici lângă icoana Maicii Domnului,